face referire un pic mai departe la o anumită perioadă al Vechiului Testament, în special al poporului evreu, popor care, după o secetă îndelungată și o foamete mare, a fost nevoit să se strămute în țara Egiptului și să trăiască acolo mai multe sute de ani, în mijlocul unui popor păgân și care se închina la diferiți idoli. Semnalul ieșirii poporului evreu din Egipt, din robia Egiptului, a fost dat de Moise, un om înzestrat cu har de la Dumnezeu, care, însoțit de fratele său, Aaron, Moise, care a fost născut și crescut la curtea lui Faraon, au dat acest semnal al ieșirii poporului evreu, trecând prin Marea Roșie, despărțind apele la semnul ridicării mâinilor lui Moise în chipul crucii. Primul semn al lui Moise a fost pe verticală, când apele s-au despărțit în două, iar al doilea semn a fost pe orizontală, când apele au revenit la loc și au înnecat poștile egiptenilor. Drumul din Egipt până în țara Canaanului, unde trebuiau să ajungă evrei, nu era foarte lung. Se putea parcurge în câteva zile. Dar după ce poporul evreu a terminat alimentele, au terminat proviziile, au început să cârtească împotriva lui Moise și a lui Dumnezeu, spunând: de ce ne-ai luat din Egipt? Ne era bine acolo. Chiar dacă eram robi, eram sclavi, totuși aveam de mâncare. Ne-ai adus aici în pustiu ca să murim de foame. Și pentru faptul că ei au preferat mai mult robia babilonică, au preferat mai mult starea de rob decât libertatea pe care le-o promisese și spre care mergeau, Dumnezeu a hotărât ca ei să nu intre în țara Făgăduinței, în țara Canaanului, și în loc să o ia pe calea cea dreaptă, care ducea spre tărâmul Făgăduinței, Moise i-a condus pe cărări totocheate, vreme de 40 de ani, așa încât toți cei care au cârtit împotriva lui Dumnezeu și a lui Moise, și toți care au preferat starea de rob și închinarea la idoli, au murit în pustie. Dar s-a născut o nouă generație doritoare de libertate, doritoare de pământul Făgăduinței și care, în final, a ajuns în țara Făgăduinței, condusă de un alt lider spiritual, și anume Iosua Navi. Pentru faptul că și Moise nu a avut totală credință în Dumnezeu, s-a îndoit foarte puțin, atunci când Dumnezeu i-a poruncit
să lovească în stâncă cu toiagul pentru a adăpa poporul însetat, i-a poruncit să lovească o singură dată, iar el a lovit de două ori, arătând prin aceasta o mică necredință. Și totuși, pentru acest lucru, Dumnezeu l-a pedepsit, să spunem așa, și pe dânsul cu neintrarea în țara făgăduinței, dar a văzut-o din depărtare. Știm că el a adormit pe muntele Nebo la 120 de ani și pentru faptul că poporul evreu era înclinat întotdeauna spre idolatrie, pentru că trăise în mijlocul unui popor idolatru, nu s-a mai aflat pe muntele lui din voia lui Dumnezeu pentru a nu-l transforma și pe Moise într-un idol al poporului evreu. Ei bine, iubiți credincioși, această călătorie a poporului evreu prin pustie a fost plină de pericole, de pedepse, dar și de minuni și de iubire din partea lui Dumnezeu. Însă, la un moment dat, au apărut în calea lor, în mijlocul taberilor, o mulțime de șerpi veninoși care, dacă mușcau o singură dată o persoană, era mortal, murea pe loc. Și la rugăciunea lui Moise, Dumnezeu a hotărât și i-a poruncit să ridice un stâlp mare acolo în pustie și să așeze în vârful lui pe verticală un mare șarpe de aramă. Și toți care erau mușcați de acești șerpi veninoși, dacă priveau spre șarpele înălțat de Moise, se vindecau numai decât. Privirea evreilor spre șarpele de aramă lui Moise le-a asigurat viața. Și acest eveniment este menționat în Evanghelia de astăzi de către Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, făcând referire la convorbirea Mântuitorului Iisus cu fariseul Nicodem. Și precum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa se va înălța și firea și Mântuitorul Iisus Hristos pe cruce. Încât cei care sunt mușcați de șerpii păcatelor, ai patimilor, și dacă privesc spre Hristos, cel înălțat și ridicat pe cruce, nu numai că se vindecă, nu doar că își asigură viața pământească, ci își asigură și viața veșnică. Privirea spre Hristos schimbă comportamentul uman, schimbă gândirea, ne transformă, așa încât faptul că privind spre Hristos e suficient să ne schimbăm viața. Mușcătura diavolului, a patimilor, poate produce în noi sentimentul și dorința de schimbare. De altfel, antidotul fiecărei boli se află în însuși microbul bolii respective.
Bună oară pacienților infectați cu coronavirus, li se recoltează plasmă pentru a trata alți pacienți infectați cu acest microb. Veninul de viperă este fabricat, predicat din punct de vedere medical și cu el se poate trata mușcătura de viperă. Viperul de cobră la fel vindecă mușcătura de cobră și așa mai departe. Deci, transferând în sens spiritual, antidotul păcatului se află în însuși microbul păcatului, în sensul că atunci când suntem mușcați de anumite patimi sau păcate, ele pot, dacă privim spre Hristos cu această condiție, dacă privim spre Hristos, ele pot, poate să ne transforme viața, să ne aducă nemulțumire, frustrare și în cele din urmă regret, părere de rău și întoarcere spre Dumnezeu. Privirea spre Hristos ne scutește de anumite mușcături ale păcatului. Privirea spre Hristos ne ferește de pată, de lăcomie, de desfrânare, de invidie, de ură. Privirea spre Hristos ne asigură viața. Sfânta Evanghelie mai face încă două precizări foarte profunde și anume atât a iubit de mult Dumnezeu lumea încât l-a trimis pe Fiul Său să-și dea viața pentru noi ca lumea să primească viață. Doar de dragul omului Dumnezeu a creat lumea, universul. Nu de dragul lui Dumnezeu, nu de dragul animalelor, nu de dragul creației, ci de dragul omului a creat toate. Și aceasta ar trebui să conducă la o mulțumire permanentă în fața lui Dumnezeu pentru iubirea cu care El ne-a iubit și ne-a înconjurat pe noi. În ultimul paragraf al Evangheliei ni se spune că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său nu ca să judece lumea, ci ca să o mântuiască. După părerea mea, e un text care răspunde la multe din frământările și problemele societății noastre, gândindu-mă la faptul că nu sunt societăți perfecte nicăieri, că suntem amestecați, păcătoși cu drepți, virtuoși cu mai puțin virtuoși, răi și buni, așa cum într-o țară, într-un lan de grâu, există și neghină. Iar Dumnezeu se comportă aproape la fel cu toți, trimițând ploaie peste cei buni și peste cei răi, trimițând soare și căldură peste cei buni și peste cei răi. Suntem amestecați pentru că putem fiecare să ne transformăm viața stând lângă un grâu, lângă un spic de grâu care aduce roadă și care ne poate transforma și pe noi. Există un efect al contagiunii pe care Dumnezeu îl are în vedere atunci când permite, îngăduie să fie la oaltă dreptul cu păcătosul, chinuitorul cu cel chinuit. Există o logică dumnezeiască și poate gândindu-ne la acest lucru, suportăm, răbdăm, tolerăm mai ușor nedreptățile din societatea în
care trăim. Dar să nu uităm că acum suntem sub paza, sub influența mielului. Iisus Hristos, răstignit pe cruce, se poate privi din două ipostaze. Unul al mielului, al bunăvoinței, al iubirii, al îndelungei răbdări. Și o a doua ipostază, aceea de judecător, de seceră, care taie la un moment dat, care va tăia la un moment dat, care va despărți la vremea de apoi, la ziua judecății, grâul de neghină. Atunci tot pomul care nu aduce roadă, care nu rodește atât cât, măcar cât Dumnezeu i-a dat ca talanți, ca daruri în viața lui. Orice pom care nu aduce roadă, o minimă roadă, se taie, se aruncă în foc. Ne rugăm, iubiți credincioși, să nu ajungem în această nefericită situație de a nu găsi Dumnezeu în noi nimic bun, nimic roditor, nimic folositor vieții noastre și celorlalți apropiați ai noștri. Să ne rugăm lui Dumnezeu să rodim fiecare cu privirea spre Hristos, care, repet, are darul de a ne schimba viața, de a ne apropia unii de alții, de a ne scuti de anumite păcate, necazuri, greutăți în viața noastră. Pentru că este începutul anului școlar și o să rostim o rugăciune de binecuvântare pentru profesorii, cadrele didactice și elevii care încep cu emoție acest an un pic cam tulbure. Le dorim multă sănătate, le dorim să acumuleze cât mai multe informații și noțiuni necesare vieții pământești, cu condiția ca toate să fie puse în slujba lui Dumnezeu. Amin.